Situație ciudată la Biblioteca Municipală din Pașcani. Un cabinet de avocatură care împarte același perete cu instituția de cultură solicită să aibă ieșire prin sala de împrumut pentru copii, nu prin față, spre trotuar, așa cum ar fi normal. La mijloc este o ușă care între timp a fost blocată odată cu deschiderea noului sediu al bibliotecii, motiv de nemulțumire pentru avocat. Atât Consiliul Local cât și Biblioteca și Primăria au fost notificate pentru eliberarea căii de acces și amenințate că vor fi date în judecată. În adresă se arată că spațiul pentru cabinetul de avocatură este proprietate privată și a avut dintotdeauna cale de acces în spațiul unde acum funcționează biblioteca, nu spre stradă. În replică, directoarea bibliotecii spune că nu poate da curs cererii cabinetului de avocatură din mai multe motive. Consiliul Local a stabilit ca spațiul respectiv să fie alocat și amenajat pentru sediul bibliotecii și a fost dat spre folosință instituției printr-o hotărâre care este în vigoare. Mai mult, în spațiul unde pretinde avocatul că ar trebui să iasă, este sala de împrumut pentru copii, iar în locul ușii buclucașe au fost puse rafturi cu cărți. De asemenea, în bibliotecă accesul este controlat și supravegheat, pentru că gestiunea este colectivă conform prevederilor legale și nu poate intra niciun străin în instituție fără acordul și cu ajutorul personalului. Printr-o notificare primită de Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu din Pașcani în data de 10 februarie anul acesta, ni se solicită asigurarea unei căi de acces către această ușă. Asta ar însemna că întreaga secție de copii a bibliotecii, care se află în prezent la parterul clădirii, ar trebui eliberată. Menționez că în prezent Biblioteca Municipală Pașcani funcționează într-un spațiu care a fost dat în administrarea Consiliului de Administrație al instituției printr-o hotărâre de Consiliu Local. În amplasamentul spațiului este inclusiv holul care în prezent ni se solicită să le eliberăm. În caz contrar, suntem amenințați în aceeași notificare că vom fi acționați în judecată pe cale civilă. Reprezentanții primăriei spun că au analizat această problemă și că atât biblioteca cât și cabinetul de avocatură ar avea dreptate. Mai exact, actele eliberate pentru folosirea celor două spații ar fi legale. Problema ar urma să fie rezolvată prin mediere sau în instanță. Cum rezolvați problema? O să chemăm părțile amiabile, să discutăm, să vedem. Cea mai bună soluție asta e înțelegerea între părți, pentru că dacă sunt două autorizații de construcție perfect valabile, cu clauze contradictorii, una trebuie anulată. Și atunci ajungi instanță și va ajunge la durează. Așa cred că cel mai bine, domnul viceprimar, să-i cheme amiabile, să înțeleagă. Deci persoana respectivă pretinde că poate intra în bibliotecă oricând dorește, pentru că are o ușă acolo. Domnul Cujucă, vă promit că să discutăm amiabil, chemăm porții, vedem. Cabinetul de avocatură care solicită accesul prin sediul bibliotecii are sau ar avea posibilitatea ieșirii direct la stradă, așa cum este normal. În fața acestuia a mai fost amenajat încă un cabinet de avocatură pe un teren aflat în domeniul public, dat spre folosință prin concesiune, care aparține unui alt avocat din aceeași familie. Spațiul unde acum este sala de împrumut pentru copii, dar înainte avea ieșire cabinetul de avocatură, ar aparține municipalității și a fost folosit fără contract. Rămâne de văzut dacă ușa de ieșire a fost amenajată cu aprobarea primăriei Pașcani și mai ales în ce condiții. Problema urmează să fie discutată în ședința convocată pe 18 februarie la cererea unor consilieri locali.